Prin ajutorul Domnului și spre slava Lui, vom începe o nouă tematică de studiu biblic intitulată Adevărate fericiri. Scriptura ne prezintă, pe de o parte, fericirile care vin de la Dumnezeu, care sunt adevărate, care ne sunt rezervate în viața aceasta sau în viitorul nostru în Împărăția Lui Dumnezeu, dar pe de altă parte prezintă, pentru a putea fi evitate și a nu fi înșelați, fericirile pe care diavolul le-a propus și cu care îi câștigă din nefericire pe mulți oameni. Astăzi ne vom opri la fericirea mântuirii. Și pe parcursul acestei lecții să vedem dacă suntem mântuiți, dacă suntem fericiți că suntem mântuiți și dacă suntem fericiți pentru mântuirea ce Domnul ne-a dat-o, să evaluăm la adevărata măsură această fericire. Să ne amintim că omul a fost creat în fericire. Grădina Edenului a fost plăcerea primilor oameni, însă pentru o scurtă durată. Dar prin păcat a fost alungat în nefericire, ceea ce a însemnat, cum știți, suferință și în final moarte. Însă, citim în Cartea Genesa, capitolul 3, că înainte de a pronunța pedeapsă, ceea ce cred că îl descrie pe Dumnezeu, în intenția Lui față de noi oamenii, înainte de a rosti un cuvânt de judecată pentru Eva și pentru Adam, a spus următoarele cuvinte în versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, i-a spus șarpelui, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și omul a primit această speranță pentru un viitor care poate să fie altfel decât ceea ce urma în viitorul imediat. Această promisiune de salvare a fost piatra de temelie pe care s-a clădit întreaga dorință umană de fericire. Aceasta se observă de-a lungul generațiilor, atât în istoria biblică cât și cea creștină de mai târziu. Iată o evidență a acestei dorințe de fericire, citim Psalmul 85, de la versetul 4. Fiii lui Core, ce avea un duh profetic, au rostit următoarele cuvinte. Întoarce-ne iarăși Dumnezeu mântuirii noastre. Mântuire înseamnă salvare. Încetează-ți mânia împotriva noastră. În veci te vei mânia pe noi? În veci îți vei lungi mânia? Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în tine. Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu Domnul, căci îl vorbește de pace poporului său și iubiților lui, numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Da, mântuirea lui este aproape de ce citem de el, pentru ca în țara noastră locuiască slava. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută, credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește la înălțimea cerurilor, Domnul ne va da și fericirea, aceea ce pierduseră primii oameni, și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge înaintea lui și îl va și urma călcând pe urmele lui. Observați de câte ori au făcut referire la mântuire, la o salvare din condiția umană de alungare din rai. Și în mod profetic ei au descris cum din cer, din pământ, cred că aici referirea este la Domnul Hristos, la felul în care s-a realizat mântuirea. Noi știm, prin ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit și prin harul de care ne-a făcut parte, că fericirea mântuirii se primește și se păstrează prin credință. De aceea cei din jur nu ne înțeleg și nu au această fericire. Ioan, în finalul Evangheliei sale, scria
capitolul 20, versetele 29 la 31. Cuvinte rostite de Domnul Hristos și apoi un comentariu, o concluzie la întreaga carte. Tomul, a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Da, prin credință gustăm această fericire, conștienți că Domnul a murit și a înviat biruitor, ceea ce a însemnat câștigarea mântuirii noastre. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să aveți viață, slăvit să fie Domnul. Așadar, această fericire se dobândește numai și numai prin credință. Dacă crezi, te inundă această fericire. Nu crezi, nu te atinge fericirea aceasta. În aceeași idee scrie Apostolul Pavel în Roman, capitolul 5, citim de la versetul 1, deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, adică suntem socotiți achitați, îndreptățiți, prin credință avem pace cu Dumnezeu. Mânia aceea de care întrebau fiii lui Core în psalmul 85, în veci te vei mânia pe noi, s-a suspendat. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Lui, Domnul Iisus, îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Deci chiar dacă încă nu suntem ajunși în slavă, deja am intrat în această stare, în această fericire. În Edel omul fusese scos afară, noi prin credință intrăm din nou în această stare de fericire, urmând ca în perspectivă să intrăm în mod deplin și definitiv în fericirea împărăției lui Dumnezeu. În lecția aceasta vreau să privim mai întâi la ceea ce nu este o adevărată fericire, fericirii iluzorii despre o altă viață. Toate religiile propun mântuire, dar evident că sunt iluzii, căci Mahomet și Buddha și alții sau profeții respectivi, întemeitorii unor religii, propagatorii acelor paradigme, zac în mormânt, pe când Domnul nostru s-a dus să ne pregătească adevărata fericire. Unii atei, de exemplu, cred că fericirea și raiul se poate atinge în viața aceasta. Și mulți oameni își propun să trăiască aici o fericire fără să se gândească la moarte. Evite să privească spre finalul vieții, dar această fericire trece repede și fără nădejde, fiindcă este fără Dumnezeu. În discuțiile din cartea Iov, scrie în capitolul 27, făcându-se referire la acești oameni, citim de la versetul 8, ce nădejde mai rămâne celui nelejuit? Când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul, îi ascultă Dumnezeu strigătele, când vine strâmtorarea peste el, este cel atotputernic desfătarea lui? Adică a încercat el să-și facă o fericire din ceea ce vine de la Dumnezeu? Nu. Înalți el tot timpul rugăciunii lui Dumnezeu și răspunsul logic este nu. Asta înseamnă că moartea suprimă nu doar orice realitate a unei fericiri, fie ea cât ar fi de firavă, dar spulberă orice nădejde pentru o fericire viitoare. Vreau să vă citesc și din cartea Apocalipsei, capitolul 18, privind la societatea noastră care a încercat să își clădească o fericire. Vedeți, oamenii pe pământ se luptă pentru aceasta. E visul umanității, fericirea. Dar iată ce se va întâmpla.
cum se va încheia de fapt acest vis, că altceva nu-i. Apocalipsa 18, de la versetul 7. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipa asta, în viața de aici, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o singură zi, vor veni urgiile ei moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Și împărații pământului care au curvit și s-au desmerdat în risipa ei, în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecată. Babilonul este sediul plăcerilor, desfătărilor, unde, de fapt asta înseamnă Babilon, oamenii și-au permis orice și unde au avut posibilități. Asta începând cu Babilonul antic, cu Babilonul Romei și cu orice alt Babilon ce poate să fie pe pământ. Totul este iluzie și moartea vine repede. Cu siguranță că ați auzit întâmplarea aceea despre un rege, pentru că cei mai puternici în a-și făuri fericire sunt monarhii, care aveau un clovn, căruia i-a dăruit într-o zi un inel, pare mi se, și vrând să facă și el pe glumețul, îi zice, dacă găsești unul mai nebun ca tine, dă-i-l. Clovnul a reținut cuvintele și când împăratul era pe patul morții și a fost chemat să îi anestezieze trecerea, îi zice, împărate, pleci. Da, unde? Nu știu. Și ți-ai pregătit locurile? Ești tot rege unde te duci? Nu. Atunci ține ținelul înapoi. Că unul care aici a fost rege și se duce la nimic, fără să știe unde, nu poate fi altul mai nebun decât el. Da. Fericirea ce oamenii și-o doresc, fără salvare, fără mântuire, este o iluzie, o decepție, căreia moartea îi pune un hotar. Religiile, cu crezurile lor, cum spuneam, promit omului însă o fericire dincolo. Deci dacă unii nu o pot obține aici, sunt duși de minte că vor obține ei ceva după moarte. Și uneori oamenii sunt supuși la diferite acțiuni și eforturi. Să ne gândim câtă trudă este, de exemplu, în religiile asiatice, conform căror teorii, omul trece prin o succesiune de vieți, uneori mai inferioare, alteori mai superioare decât cea prezentă, până când va intra undeva în divinitate și se va contopi cu absolutul. Și vieții oameni sunt în stare să facă efortul, să trăiască în condiții grele, numai și numai că vor ajunge cândva la o fericire. Culmea este când în creștinism se depun eforturi și oamenii sunt în stare de canoane, în nădejdea că vor fi fericiți și vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Evreii, de asemenea, se situează pe aceeași poziție de nefericire. Evreii care au crezut că ei slujesc lui Dumnezeu și l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Și spunea Domnul că vor face și au făcut cu mulți alții. Nu degeaba scria Pavel Galatenilor în capitolul 4, avertizându-i că nu eforturile lor îi vor duce la fericire, ci mântuirea, ori asta înseamnă salvare prin Domnul Hristos, Galateni 4, citim de la versetul 8. Și cuprindem aici și pe cei din celelalte religii, odinioară când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți de cei din firea lor ce nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Și acum rețineți
versetul 15. După ce s-au îndepărtat de Domnul și au pierdut relația lor cu Dumnezeu prin Duhul, și-au pierdut fericirea. Ei încercau să depună eforturi să fie mântuiți, dar fericirea s-a pierdut. Scrie în versetul 15, unde se dar fericirea voastră? Nu mai aveau starea aceea de bucurie a mântuirii. Și le reamintește de trecutul lor, nu de mult consumat. Căci vă mărturisesc că dacă ar fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. Deci în dragostea lor, din tâi, în bucuria mântuirii, erau în stare să se sacrifice pentru frățietate. În schimb, de când își pierduseră această fericire, scrie mai departe că riscau să se întoarcă la toate faptele firii pământești. Ne putem gândi în acest plan la vieții arabi și la năzuințele lor pentru un paradis viitor promis de Mahomed undeva și pregătit de Allah. Am citit că evreii au luat un terorist arab pe care l-au salvat să rămână cu viață, deși a fost afectat. L-au încadrat într-un cadru feric, într-un spital înconjurat de asistente, care toate zâmbeau binevoitor. Au creat un design cu specific arab și când s-a trezit a întrebat unde este și i s-a spus că a ajuns în paradisul promis de Mahomet. Așa sunt ei educați, că dacă ucid cât mai mulți evrei, îi așteaptă pe aceea lume nu știu câte fecioare și avere câtă vor. Și se bucura bietul om, numai că până la urmă i s-a comunicat că este într-un spital evresc și el este arestat. Ei, nu asta a fost decepția cea mare. Poate omul se mântuie de acum. Dar va fi decepția a milioane, a miliarde, care au sperat într-o mântuire în viitor și nu se va întâmpla absolut nimic. Să mulțumim Domnului că ne-a luminat mintea, că sunt atâția oameni care speră la fericire. Unii o vor aici și aparent se mulțumesc cu atât, crezând că veșnicele vor fi locuințele și fericirea asta va dura. Alții speră, declară cu fermitate, sunt gata să moară pentru o fericire viitoare care nu va veni niciodată. În lecțiile viitoare vom vorbi despre mai multe fericiri adevărate și vom puncta, cum spuneam, falsele fericiri. Dar să știți că toate fericirile din viața aceasta, fericirile adevărate, se leagă de fericirea mântuirii. Vom aborda în lecțiile viitoare fericirea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Fericirea de a te comporta ca Dumnezeu, străiești după gândirea, după voia Lui. Și Dumnezeu e singurul fericit cu adevărat. Fericirea părtășiilor sfinte. Lumea nu le are. Lumea se înșeală, este divizată. Noi avem frați și surori care suntem una. Fericirea lucrărilor sfinte. Noi avem chiar fericirea suferințelor pentru Domnul. Ceea ce diferă totalmente de durerea care o au alții, chiar în condiții similare, vorbind din vedere fizic sau chiar sufletesc. În schimb, toate fericirile fără Dumnezeu sunt iluzii. Ce poate să promită diavolul e fericirea plăcerilor lumești sau păcatul, dar de fapt ce e păcatul? O încercare nereușită de fericire. Tradus ad literam, păcat înseamnă o țintă greșită, o abatere de la un plan măreț. Și aceasta vom demonstra în lecțiile care vor urma. Acum vreau să vă citesc din Psalmul 49, care evidențiază această diferență majoră dintre speranțele
iluzioniste ale umanității și realitatea fericirii prin mântuire. Psalmul 49. Versetul 6. Ei se încred în avuții lor, se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere, n-au șanse de mântuire. Versetul 9. Nu pot trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Da, îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora ovățiile lor. Ei își închipuiesc, deci trăiesc cu aceste închipuiri, iluzii, că veșnicile vor fi casele, că locuințul lor voi de noi din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Versul 13. Iată ce soartă au cei plini de atâta încredere, precum și cei ce urmează, cărora le plac cuvintele lor, sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea. Li se duce frumusețea și locuința morților este locașul. Dar mie, și asta e mântuirea, Dumnezeu îmi va scăpa sufletul din locuința morților, că-și mă va lua sub ocrotirea Lui. Versetul 18. Să se tot creadă omul fericit în viață, că-și, să se tot laude cu bucuriile pe care și le face, că-și tot în locuința părților să-i va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Mulțumim Domnului că nouă ni s-a arătat adevărata lumină. Și pentru ai Domnului nici măcar moartea nu este moarte. Să ne amintim și pe parcurs le vom încadra fiecare la lecția ei fericirile spuse de Domnul. Ferici! Și a început Domnul o listă de fericiri. Și cei din jur se uitau la el. Saducheii, farisei, ei nu credeau că acele sunt adevăratele fericiri. Cei săraci în duh, cei ce plâng, cei cu inima curată și așa mai departe. Da, adevăratele fericiri se măsoară în unități cerești și dacă vreți să ne umple Domnul inima cu ele, atunci haide să ne deschidem mintea și să putem pricepe, ca să înțelegem ce are valoare și respectiv ce nu are valoare. De aceea să privim acum la fericirea mântuirii, după ce am văzut că tot ceea ce speră oamenii aici sau dincolo, nu este fericire. Să nu uităm, privind la istoria umanității, că fericirea a fost o nădejde și o promisiune, începând cu primii oameni, și observăm că a fost făgăduința divină pentru toți patriarhii. Iată ce vă citesc din cartea Genesa, capitolul 5, despre tatălui Noe. Să vedeți ce își doreau oamenii atunci, chiar atunci când trăiau 1000 de ani. Cu siguranță nu erau boli ca și acum. Și condițiile naturale erau mai bune. Genesa 5 cu 29. El a pus numele Noe zicând, acesta ne va mângâia pentru osteniala și truda mâinilor noastre care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul. Era o speranță pentru viitor. El încă nu gustase. Citim tot în Genesa 12, ceea ce a promis Dumnezeu lui Avram. Nu știu ce își dorea Avram înainte, ce visa, dar a venit Dumnezeu cu această făgăduință. Versetul 2 și 3. Voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și citim apoi în Evrei, capitolul 11, că Avram aștepta cetatea care are temelii tari. Și cât despre pământ, el a știut că este străin și călător. A murit după o bătrânețe fericită, Dumnezeu i-a făcut încă de aici parte de fericire. Dar el a știut că fericirea constă în mântuire. De aceea spunea Domnul Hristos și scrie în Ioan 8 că Avram a văzut ziua mea și s-a bucurat. Avram a gustat, potrivit cu vremea în care el a trăit, această bucurie a mântuirii. Amintiți-vă de Iosif, cu care se încheie cartea Genesa, care a ajuns în Egipt, într-o poziție specială, bogăție. Spera în altceva, în cercetarea Domnului,
și în promisiunile pe care le primise de la părinții săi, patriarhii, au așteptat mântuirea. În al doilea rând, a urmat proiectul Israel. Ei au fost îngăduiți în robie în Egipt, în al cărei final a fost terorizant, pentru că au fost un simbol a umanității căzute nu sub gheara lui Faraon, ci a diavolului, a morții. De acolo au fost scoși prin sânge, nu prin plăgile care au zdrobit Egiptul, pentru că toate acestea prefigurau salvarea prin Domnul Hristos. Ei au fost scoși în baza unei promisiuni de fericire, să fie duși într-o țară. Și spune Scriptura, citim în Cartea Deuteronom, capitolul 33, cuvinte rostite de omul lui Dumnezeu Moise, pentru Israel. Deuteronom 33, versetul 29, ferice de tine, Israele, fericire de care n-au avut parte alte popoare. Cine este ca tine? Un popor mântuit de Domnul, adică salvat. Scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit, vrăjmașii tăi vor face pe prietenii înaintea ta și tu vei călca peste înălțimile lor. Fericirea mântuirii în proiectul Israel. Ei n-au avut parte pe deplin de ea pentru că n-au fost credincioși. Iată ce citim în cartea Nemia, capitolul 9, și să nu uităm că toate acestea au fost realizate pentru noi, ca să credem în fericirea mântuirii și să ne bucurăm încă de pe acum. Nemia, capitolul 9, versetul 25. Au ajuns stăpâni pe cetăți întărite și pe pământuri roditoare. Au stăpânit case pline de tot felul de bunătăți, puțuri săpate, vii, măslin și pom roditor din belșug. Au mâncat, s-au săturat, s-au îngrășat. Au trăit în desfătări prin bunătatea ta cea mare, țară unde urma să curgă lapte și miere. Asta înseamnă mântuire. Scoși din robie, din munci grele, din cuptorul de fier și duși într-o țară unde ei să fie liber, cu o singură condiție, să slujească Domnului. Unii au ascultat, au înțeles, alții n-au înțeles. Iată ce citim și în Psalmul 81, referitor la evrei, și fie ca să ne slujească, cum spune Apostolul Pavel, exemplul lor, în bine, nu în rău. Psalmul 81 face referire la Egipt. Mai întâi, citim de la versetul 5, el a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut, i-am descărcat povara de pe umăr și mâinile nu mai țin coșul. Ai strigat în necaș, te-am izbăvit, ți-am răspuns în locul tainic al tunetului, te-am încercat la apele Meriba. Ascultă, poporul meu, și te voi sfătui, Israele, de mai asculta. Și este o repetare a cerinților legii. Versetul 10, eu sunt Domnul Dumnezeu tău care te-am scos din țara Egiptului. Versetul 13, o, de m-ar asculta poporul meu, de-ar umbla Israel în căile mele, într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașilor. Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor, cei ce urăsc pe Domnul ar linguși și fericirea lui Israel ar dăinui în veci. L-aș răni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Aceasta a promis Domnul, însă Israel a încercat fericirea pe alte căi. Aici a fost marea nebunie. Ei au văzut că Dumnezeu nu a dat acest har și altor popoare și totuși ei au apelat la modul de slujire religioasă a altora și s-a dovedit aceasta că a fost un eșec total. Și unii s-au mai pocăit, iată ce vă citesc din profeții. Ieremia, capitolul 3. S-au tânguit ei, dar era prea târziu. Versetele 23 la 25. Și în adevăr, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri și de la mulțimea munților. În adevăr, în Domnul Dumnezeu nostru este mântuirea lui Israel. Idolii din potrivă au mâncat rodul muncii părinților noștri,
din tinerețea noastră, oile și boilor, fiii și fiicilor, să ne culcăm în rușinea noastră, să ne învelim cu ocara noastră, căci am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinții noștri, din tinerețea noastră și până în ziua de azi, n-am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Te miri privind câtă nebunie, aș spune, e un termen biblic, au avut evreii, după ce au gustat mai întâi durerea din Egipt, apoi au fost duși în țara promisiunilor, s-au desfătat, au avut de toate, cum am citit în Neemia. Dumnezeu îi umplea de bunătăți, le-a promis că le dă mai mult decât pot ei mânca. Și spunea, va trebui să scoateți roadele cele vechi, că nu aveți unde să le puneți pe cele noi, surplus. Și totuși ei au apelat la alți Dumnezei. Unii s-au trezit și este foarte relevant textul din Osea, capitolul 2. Dumnezeu a început să-și tragă mâna și fericirea lor să se împuțineze. Citim aici de la versetul 5, mama lor a curvit, era vorba de națiunea Israel, cea care a născut s-a necinstit, căci a zis, voi alerga după ibovnicii mei care îmi dau pâinea și apa mea, lâna și inul meu, unde lemnul și băuturile mele. Se crezuseră proprietar, deși Dumnezeu, chiar potrivit legii funciare, nu le-a dat drept să fie proprietar pe deplin. Aveau doar un regim de concesionare, 49 de ani. De aceea, iată, îi voi astupa drumul cu spini și îi voi astupa cu un zid ca să nu-și mai afle cărările. Și acum e interesant versetul 7. Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge. Îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice, hai să mă întorc chiar la bărbatul meu cel din tâi, că eram mai fericit atunci decât acum. Mai fericit atunci decât acum. Dragii mei, nebunia asta se încearcă în poporul lui Dumnezeu în vremea noastră. E același diavol care a înșelat pe primii oameni, a înșelat pe evrei, a înșelat pe îngeri care au fost la mai mare fericire în cer, să le propună altceva, să guste din ceea ce este interzis. Tocmai cu scopul fericirii. Și au pierdut fericirea ce o aveau. Versetul 8, n-a cunoscut că eu îi dădeam grâul, mustul, unde lemnul? Adam și Eva n-au cunoscut că Dumnezeu i-a pus în grădină. I-a dat afară, acum munciți voi. Semănați, numai vor crește spini. Evreii n-au cunoscut că Dumnezeu le-a dat toate. Și atunci le-a tras înapoi. Și s-au dus robi și au fost pus să muncească. E aceeași stare ca în pilda firului risipitor. A avut de toate la dată. Când s-a întors acasă, s-a putut face o spăță în orice zi. El și-a luat averea, dar s-a consumat repede. Tocmai ca să fie fericit. Dar când s-a întors acasă, nu la fericire s-a întors, la adevărata fericire. Da, fericirea mântuirii este o adevărată fericire pentru vecii vecilor. Și încercări de fericire în afara mântuirii nu vor fi decât durere pe care vor fi gustat și alții și noi mai degrabă sau mai târziu. Vreau să observăm, și așa asta e Noul Testament, că fericirea mântuirii începe cu iertarea păcatelor. După cum și nefericirea s-a instaurat odată cu apariția păcatului. Citim din Psalmul 32, mai întâi, cazul lui David. Aceștia sunt fericiți care sunt cu păcatul iertat și care se silesc să nu mai păcătuiască. Fericirea mântuirii legată de absența păcatului. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul în legirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, dar era rege. Mai întâi și-a pierdut fericirea în punct de vedere sufletesc. Cu ce îmi spune Psalmul 51, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, o pierduse. Atunci s-a mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de lege, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de lege. A pierdut fericire, crezând că va fi mai fericit dacă o are și pe Batșeba. Și n-a fost așa. Citim în Noul Testament ca regulă generală, Romani, capitolul 4, cuvinte scrise de Apostolul Pavel când a prezentat doctrina mântuirii. De la versetul 6, tot astfel și David numește fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. Ferice, zice el.
Versetul 9, fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zicem că lui Avram credința a fost socotită ca neprihănire. Și explică faptul că nu doar evreii, ci și noi neamurile, prin credință, cum am citit în capitolul următor, Roman 5, am intrat în această stare de har, de bucurie, pentru că este un har al Domnului. Să-i mulțumim pentru aceasta. Orice ne-ar promite oamenii, orice am avea, nu se obține această stare profundă, interioară de fericire. Citim din Matei capitolul 16, atunci când Domnul fericește pe Petru, ca nu cumva să se creadă el erou și să nu fie recunoscător, cum s-a întâmplat cu evreii. Matei 16 cu 17, Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, oameni făcuți fericiți de Dumnezeu Tatăl. Și regula generală, vă citesc din Efeseni capitolul 2, câteva versete. Începe cu, voi erați morți în greșeli, în păcate, ne ducea diavolul de minte, promițându-ne fericire, dar n-ajungând niciodată să o dobândim cu adevărat, totul era iluzie. Versetul 4, dar Dumnezeu s-a gândit la noi. El care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har să te smântiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, adică a ceea ce a dăruit de la sine, fără niciun merit, că acesta e harul, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Să avem curajul să o spunem diavolului atunci când suntem ispitiți și oamenilor când este ocazia. Pe noi Dumnezeu ne-a făcut fericiți. Și dacă nu suntem fericiți, asta din nepriceperea noastră sau din neascultarea noastră. Dar Dumnezeu nouă ne-a dat fericire. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Aceasta e prima fericire, intrarea în mântuire, dar noi așteptăm fericirea mântuirii finale. Și acesta este cel mai puternic motiv de bucurie. Petru îi zice o bucurie negrăită și strălucită, adică nu poate fi exprimat, dar sclipește, radiază. Dar înainte de a citi din Petru, citim din Luca 10, pentru că până a înțelege Petru asta așa scrie, i-a explicat Domnul. Luca 10, de la versetul 17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpi și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și scris în continuare că în ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt. Fie și ceasul acesta un moment de bucurie, că numele noastre sunt scrise în ceruri. Numai să fie ceva adevărat, să nu fie legat nimic de păcat, ca să nu fie o fericire înșelătoare, o iluzie. Citim apoi din Tit, capitolul 2, cuvintele Apostolului Pavel, din această epistolă scurtă, dar atât de plină de învățături. Tit, capitolul 2, versetele 11 la 13. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață. Să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, adică să o rupem și cu păcatul și cu iluzia că fericirea se mai poate gusta în lumea asta. Nu. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlave. Adică noi suntem conștienți că încă trăim în carne și avem nevoie de cele necesare traiului, dar în mod evlavios, așteptând fericita noastră nădejde. Deci toată pasiunea noastră trebuie să ne punem în această
fericită nădejde. Și o așteptăm. Și anume ce? Arătarea slavei Marului nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Și acum citim și textul din 1 Petru, acolo unde apostolul de la începutul acestei epistole, pe care vă amintesc că a scris-o unor oameni care sufereau. Și în viața asta nu se puteau bucura de fericire, începuse prigoana din vremea lui Nero. Și el le ațintește privirile spre fericirea mântuirii. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos, din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în cerul pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea, adică pentru salvarea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi, și salvarea va fi că vine Domnul după noi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, să sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Versetul 8. Voi iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El și fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. De unde atâta bucurie? De ce? Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Un frate care pe moment era trist, avusese și ceva decese în familie, a urmat un faliment economic și pentru a-l înviora, un frate îi zice, după ce el s-a plâns, că a pierdut totul, aproape totul. Și frate, credința ai pierdut-o? Nu, frate. Nădejdea ai pierdut-o? Nu. Dragostea ai pierdut-o? Nu. Atunci n-ai pierdut mult, frate. Aproape nimic n-ai pierdut. Pentru că dacă rămâne fericirea mântuirii, cealaltă ce se pierd, oricum sunt lucruri care nu durează. Ei, în momentul în care le-a scris apostolul, se puteau aștepta să moară, să fie privați de libertăți, să fie deposedați de bunurile lor materiale. Da, dar rămânea această bucurie în nădejdea mântuirii. Așadar, să nu uităm, făgăduințele pe care Dumnezeu le-a avut în Vechiul Testament, nădejdea patriarhilor, realizată în proiectul Israel, nu a fost finalul, a fost doar un preambul, pentru că Dumnezeu urma să ne ducă pe toți, evrei și neamuri, într-un alt Canaan al fericirii. Dar bucuria aceasta i-a făcut pe toți în nădejde să fie fericiți încă de aici. Avram a fost fericit încă de aici, toți ceilalți, credincioșii chiar care au suferit, pentru că sunt mântuiți. Mare lucru e mântuirea. Nici nu-l înțelegem pe deplin, dar putem să ne bucurăm pe deplin. Încheiem lecția aceasta, dar să nu uităm. Omul a pierdut fericirea când a păcătuit. Când suntem iertați, intrăm din nou în fericire. Să ne silim și să ne păstrăm departe de păcat și de plăcerile lumești. Alea sunt false fericiri. Adevărata fericire este să fii cu Domnul. Fericirile așteptate de oameni referitoare la o fericire sigură sunt iluzorii și orice încercări și investiții ar face, sfârșesc prin eșec. Să ne amintim de ce scrie în Psalm Isaia 55. De ce vă dați câștigul munții voastre pe ceva care nu? Satur. Ascultați-mă și veți trăi. Veți avea ceea ce este bun și sufletul vostru va trăi, spunea Domnul prin profet. Dacă nu credeți ce-i scris, urmăriți sondajele de opinie, chestionare, diverse eșantioane de oameni. Când sunt întrebați asupra fericirii, nu sunt fericiți. Nu sunt fericiți oamenii politici, nu sunt fericiți oamenii de cultură, nu sunt fericiți bogații, nu. Nu sunt fericiți tinerii, de aia se droghează și așa mai departe. Nu sunt fericiți. Pe pământ sunt fericiți numai mântuiții. De aceea
să păstrăm bucuria aceasta a fericirii, că oamenii fără Dumnezeu sunt nefericiți. Și nefericirea cea mare e faptul că pentru ei totul culminează cu moartea. De aceea scrie Apostolul Pavel în Tesaloniceni 4 cu 13 și 14, să nu vă întristați ca ceilalți oameni care n-au nădejde, căci noi credem că Domnul vine și cei vii și cei morți vor fi din nou împreună. Dar ca și o concluzie care trebuie să evidențieze această fericire, trebuie să punctăm faptul că fericirea aceasta a mântuirii ne este dată de un mântuitor și acesta e Hristos, Domnul. De aceea noi ne lăudăm cu El, de aceea trebuie să fie slăvit și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Spunea Isaia în cartea sa, în capitolul 55, în continuare, că această fericire va fi o slavă pentru Domnul, pentru că este ceva sigur, definitiv. Vom fi fericiți pentru eternitate. Citesc doar de la versetul 12. Da, veți ieși cu bucurie, veți fi călăuziți în pace, munții și idealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme, în locul spinului se va înălța chiparosul. În locul mărăcinului va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor. Asta de la fericitul Dumnezeu, cum îl numește Pavel, de două ori zice fericit când îi scrie lui Timotei. Copilul lui prea iubit vroia să știe unde originează fericirea și încotro trebuie să ne îndreptăm ca să ne întâlnim cu ea și să rămânem în fericire. Doamne ajută-ne! Amin!